Bun găsit la Raport Special, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. În timp ce nivelul de trai de la noi din țară vedem că este tot mai scăzut, cu prețuri care cresc de la o săptămână la alta, dar românile, veniturile ne rămân aceleași, unii români nu se uită la bani când vine vorba de distracție și cheltuie așa cu aroganță, sume uriașe, pentru câteva ore de petrecere. Am văzut ce s-a întâmplat weekendul acesta pe litoral, câtă șampanie s-a băut, asta în timp ce în Franța, pe de altă parte, o țară unde nivelul de trai este mult mai ridicat decât la noi, oamenii ies în stradă și protestează pentru că nu sunt de acord cu planurile și cu măsurile domnului Macron. Una dintre măsuri prevede ca vârsta de pensionare să crească. Și ne întrebăm, asistăm la un paradox românesc? Este doar una dintre întrebările de astăzi la care vor răspunde invitații mei, Dorin Cojocaru, președinte April. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Era să vă spun bună seara, pentru că emisiunea era înainte de la ora 18 și se preta. Acum este de la ora 17, încă spunem bună ziua, o să spunem la revedere și bună seara la sfârșit. Avem foarte multe subiecte de dezvoltat și de dezbătut. Este alături de noi și domnul Adrian Izvoranu, reprezentant al patronatelor. Bună ziua, domnule Izvoranu! Bună ziua! Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Vă spuneam că weekendul de 1 mai, așa cum ne-am obișnuit, înseamnă pentru români mici petreceri și grătare care sfârâie. Uită toată lumea de salariile derizorii pe care le avem și veniturile tot mai mici. Însă, pe de altă parte, am văzut ce s-a întâmplat în Franța. Colega mea, Andreea Neacșu, face o scurtă comparație între nivelul de trai de aici și cel de acolo. România și Franța sunt distante la mai toate capitolele. În primul rând, cele mai recente date arată că România are un produs intern brut cu 27% sub media europeană, adică circa 12.600 de euro, iar Franța cu 4% peste această medie. Pensionarii din țara noastră trăiesc în cu totul alte condiții față de vârstnicii francezi. Pensia medie în România este de 376 de euro, adică aproximativ 1.800 de lei, în timp ce un pensionar francez primește în medie 1.393 de euro pe lună. Iar în ceea ce privește salariul mediu net, în România un om câștigă 708 euro, adică echivalentul la 3.500 de lei, iar un francez își umple contul cu peste 2.700 de euro lunar, echivalentul la aproape 14.000 de lei, deci de aproape 4 ori mai mulți bani față de un român. Rata șomajului este mai scăzută în România, e drept, dar luăm în calcul și că țara noastră are o populație de 19 milioane de oameni, iar Franța de peste 67 de milioane. Rețeta franțuzească pe termen lung s-a bazat însă pe măsuri fiscale adresate direct persoanelor care au copii. Părinții au primit bani pentru creștere, iar alocația nu a crescut electoral, ci odată cu numărul copiilor. Familiile cu copii beneficiază de scutiri de impozite, iar francezii care sunt șomeri de mai mult de un an primesc un ajutor de 1000 de euro pe lună și sunt trimiși către cursuri de formare în domeniile în care lipsesc angajați. Păi, nu, și în Franța au crescut prețurile, nu? Și la alimente, și la servicii, și la combustibil și așa mai departe. Da, da. Ideea care este? Nu putem generaliza că ce s-a întâmplat pe litoral acum de 1 mai reprezintă România sau majoritatea românilor. Iar ce se întâmplă în Franța, ei știu să-și ceară drepturile. Adică nu se lasă așa ușor intimidați. Nu poți să cedezi fără luptă. Asta e părerea mea. Vină cu argumente, demonstrează, arată că existi. Asta fac francezii. Noi suntem obișnuiți de foarte mulți ani să plecăm capul. Da, plecăm capul, dar știm să ne distrăm. Nu toți. Sau, mă rog, cei care au foarte mulți bani își etalează de discrepanța asta între cei foarte bogați sau cei nechipzuiți, pentru că nu cred că au fost. Poate mulți acolo au fost copiii celor care au bani. Aici este o problemă. Dar autoritățile de control fiscal poate să arunce așa cu coada ochiului să vadă cine cum folosește banul și dacă și-a plătit la stat taxele, impozitele și așa mai departe. Domnule Izvoranu, puteau fi aplicate mai multe măsuri la noi astfel încât oamenii să nu ajungă în situația în care sunt acum, în care își numără practic fiecare leu la sfârșit de lună? Pentru asta trebuia ca cineva să înțeleagă, să se aplece asupra structurii și specificului socioeconomic al României, care nu este deloc asemănător cu cel al Franței. Trebuia să vedem care ne sunt resursele, să vedem care sunt oportunitățile, să vedem care sunt
lucrurile care ne împiedică să dezvoltăm bunăstarea în România și să aplicăm, atenție, să aplicăm, nu să discutăm și nu să promovăm la televizor măsuri. Măsuri și politici mai ales. Măsurile sunt lucrurile pe care le aplicăm pe termen scurt pentru a rezolva o problemă punctuală, în timp ce politicile și în special politica economică lipsesc cu desăvârșire de 30 de ani încoace. Eu personal, cu toate că am fost foarte activ și foarte implicat în viața patronală și teoretic ar trebui să fiu beneficiarul unor asemenea măsuri, recunosc că nu cunosc până acum o măsură politică, o măsură de politică economică serioasă pe termen lung, cu viziune, cu strategie de aplicare, cu implicare, cu răspundere și cu tot ce trebuie, așa cum se face o politică economică. Neavând o asemenea politică care ar fi fost proactivă într-un scop sociopolitic interesant și bun și pozitiv pentru România, ne mulțumim de 30 de ani încoace să fim reactivi. Dacă se întâmplă ceva undeva, reacționăm. Dacă nu se întâmplă nimic și e calm cum a fost până acum vreo câțiva ani de zile când au început să năvălească crizele pentru noi, aplicăm fără noimă tot felul de modele, tot felul de lucruri care probabil că funcționează în alte țări, dar care nu funcționează absolut deloc în România. Consecința fiind asta pe care tocmai ați descris-o mai devreme. Da, da, da. Este alături de noi în platou și domnul Dumitru Coarnă, deputat de Călăraș. Bună ziua, bine ați venit. Bună ziua, deputat independent, neafiliat, toată viața mi-am dorit și am ajuns. Știți că îmi notez de fiată, că sunt da, ușor Călăraș, bătrân. Da. Și... Nu sunteți nici bătrân, nici... Și am scris aici deputat PSD Călăraș, după care m-a adus aminte anterior. Sigur. PSD, am lăsat doar deputat Călăraș. Am avut grijă să... Da. Să ajung din nou independent. Bun, domnule Coarnă, vedem ce se întâmplă în Franța, unde principala măsură care a deranjat pe oamenii de acolo a fost că va crește vârsta de pensionare. Oamenii au ieșit în stradă, da. Proteste, scandal și așa mai departe. La noi, unde oamenilor le este din ce în ce mai greu, petrecere, veselie, 1 mai, mici, bere, șampanie scumpă pe litoral. Mai știți cum e ziua muncii fără muncitori? Bun, eu nu cred că România mai are forța, știu eu, forței de muncă, dacă comparăm cu Franța. Dacă vrem să facem o comparație, nu cu Franța, trebuie să ne comparăm, poate cu Siria. România are 4 sau 5 milioane de muncitori plecați forță de muncă activă, calificată, peste hotare, tocmai din această perspectivă. Acum, sigur că au fost și în România și sper să mai fie aceste răspunsuri sociale, pentru că avem nevoie de răspunsuri sociale, mai ales în aceste condiții de criză profundă în care am fost introduși în mod artificial, cu intenție directă. Nu, România adică, nu are. Păi ei adică au mărit prețurile. Putea să ne fie bine, bineînțeles că da. Și cineva sunt s-a gândit câțiva. Să facă să ne sunt fie rău. Sunt câțiva care sunt pioni unor, știu eu, surse externe care practic vor să intrăm în acest joc al crizelor. Pentru că aceste crize sunt artificial provocate. Uitați-vă la energie. În România nu putem să comparăm România cu Germania, de exemplu, din perspectivă energetică. Noi, dacă vroiam, eram 100% independenți din acest punct de vedere. Și așa suntem 80-90%. Suntem foarte bine față de foarte bine. Țări, dacă nu aveam câțiva oameni acolo, pioni, auziți, păi de așa au fost făcute. Din două pârghii ne-au toate veniturile. Din inflație, deci rețineți inflația, care cred că e undeva la 10 acum, nu? O să se ducă 12. Oficial sau real? Oficial, conform INSE, acum două săptămâni a trecuse de 10%. Exact. Și ajungem în iunie undeva la 12-14, inflația oficială. Uitați-vă la prețul la carburant în Ucraina, unde e război. Prețul la motorină e 4,55 lei, în România e 9 lei. Și vă mai dau un lucru. Prețul, de exemplu, la benzină, prețul de producție este mai mare. La pompă în România e invers. Da, mai scumpă motorina decât benzina. Da, întrebați guvernanții de ce e așa. Dar pe vremuri, adică eu produc... Acum eu 20 produc, de ani, când mi-am luat eu carnetul, de fapt nu, 95 m-am luat carnetul, mai mult, 27 de ani, motorina era mult mai ieftină decât benzina. Păi da, întotdeauna a fost mai ieftină, pentru că mult mai ieftină. Păi da, prețul de producție este mai ieftin decât la benzină. Acele... Și apoi toată lumea și-a cumpărat mașini diesel și... Ce atenție frumos mare, s-a scumpit agricultura. Agricultura 99% e pe diesel. Și uitați-vă că astăzi vedeam o informație, nu știu care fabrică de nu știu unde, de zahăr a închis. După nu știu... Din cele trei, cred că mai avem una. Și aia păducă. Da, și aia păducă. Deci cam asta e. Politicile pe care le-au aplicat guvernele noastre din 2020, le-a zis și cele de dinainte, dar în mod special din 2020, Orban, Câțu și acum Ciucă, sunt falimentare pentru poporul român. România importă acum domnul Câciu, prietenul nostru. Așa. Nu, prietenul nostru.
Știți cu cât, știți unde a dus, la ce nivel a dus nivelul de datorie împrumut? Datoria publică? Lăsați datoria publică, nu a preluat el. Împrumutul, ok. 13 miliarde pe lună, deci l-a depășit pe Câțu, la dublu. Câțu avea 6-7 miliarde o medie. El are 13 miliarde și o dobândă extrem de mare. O dobândă extrem de mare. Dar vedeți, dumneavoastră, că banii ăștia îi împrumută și îi bagă în salarii la bugetari. Care salarii? N-au mărit nimic. Nu, îi bagă. Dar banii ăștia se întorc prin consumul la motorină, combustibil, la energie. Nivelul de viață, deci, dacă vreți, nivelul de standardul de cumpărare a scăzut cu 25-30%. Deci dacă 25, ok. În ultimii 18-20 de ani n-a fost atât de jos. Și atunci, încă o dată, statul român a adunat extrem de mulți bani din carburanți, din gaze, din energie. Păi să fim serioși că... TVA-ul de fapt TVA... ajută, această inflație ajută, deci crește nu? TVA-ul... Știți cum e statul român? Adună tot și vine cu o lege, asistență socială, voucher, 4 lei pe zi. Deci ei ne iau toate veniturile și o să ne dea un covric jumate. Vine domnul Budăi, așa, într-un din ăsta. E că tot ați vorbit despre domnul Budăi. E ziua domnului. Ieri, să-i spun la mulți ani. Așa, o revelație și-a dat seama acum, de câte luni este ministru, de 4 luni. E din decembrie. Așa. Și-a dat seama că pensia minimă e prea mică. Da. Și sper eu să fie, ce zice dânsul, o veste bună pentru pensionari și care să fie pusă în practică. Deci spune așa domnul Marius Budăi. O pensie decentă ar trebui să existe probabil să fie undeva 2500 de lei pensia minimă. Și de acolo în sus să putem discuta de alt sistem de pensii. 2500 de brut sau net? Aici nu a zis, azi, pensia minimă. Pensie. Suntem conștienți că necesitățile sunt mari, da? Deci sunt conștienți, domnul de la guvernare, și că problemele în această perioadă sunt mult accentuate față de cum erau înainte de apariția acestor crize. Da. Vorbim de criza pandemică, de criza prețurilor la energie, la alimente. Și iată că acum a venit acest război nedrept. Căutăm soluții pentru a putea majora, țineți-vă bine, din acest an. Nu vreau să dau nicio speranță pe care ulterior guvernul să nu o poată îndeplini, a spus domnul Marius Budăi, ministrul muncii. Deci nu vrea să dea nicio speranță, dar ne anunță totuși că se caută soluții pentru a putea numai majora din inflație, pensia minimă. Numai din inflație au luat indexarea din ianuarie 2022. Numai din inflație. Nu mai vorbesc de majorare prețuri carburante, energie și gaze. Deci numai din inflație. E o poveste tristă pe care domnul Budăi, din păcate, e specialist. Eu îl apreciez așa, dar e pus să spună povestea asta, poezia asta. Nu. Nu. Domnule Izvoranu, vă rog. Mi-aș permite un comentariu scurt la toată povestea asta și aș profita de paradigma în care ați început discuția, și anume comparația cu Franța. Oameni buni, haideți să recunoaștem și să încercăm să înțelegem și poate chiar să reparăm, și aici presa are un rol deosebit. Haideți să înțelegem că această populație, că încă nu e popor, nu s-a copt noțiunea de popor în România, nu ne comportăm ca un popor cel puțin, este foarte departe de a înțelege cuvintele și modul în care se desfășoară activitatea într-o societate democratică și într-o democrație participativă, așa cum ne place să credem că avem. Deci, în Franța, oamenii nu sunt mai impulsivi sau, eu știu, mai violenți sau mai predispuși la protest. Nu, pur și simplu acolo, oamenii au constatat că nu se respectă o regulă de aur a relației dintre mine, cetățean, și politician. Politicianul este un cetățean ca și mine, care a ieșit ieri pe posturile de TV și la tribunele pe unde a avut acces și a spus el, repet, este un cetățean, un egal al meu, nu are nici 4 picioare, nici 10 urechi, este un cetățean egal cu mine. Corect. Și vine și spune, domnilor alegători, eu vă promit că o să fac cu tare lucru. Pentru această promisiune și pentru încrederea pe care eu am în ce spune el, pentru că e mai frumos decât ăla altul, sau vorbește mai clar, sau mai citesc, sau mai nu știu cum, îi dăm puterea în mână. În momentul în care îi dăm puterea în mână, domnii politicieni din România, cel puțin, de 30 de ani încoace, s-au învățat să dea raportul și să stea drept, pentru că așa e normal, să stea drept și să dea raportul cuiva, că trebuie să aibă și ei un șef, afară. Ei se raportează întotdeauna la ce zice Bruxelles-ul, ei se raportează întotdeauna la ce a zis nu știu care partener strategic, ei se raportează întotdeauna la ce se întâmplă pe planetă, Domnilor politicieni, domnule, voi ați ajuns acolo pentru că noi, proștii ăștia de cetățeni, v-am dat puterea vouă. Față de noi răspundeți voi, nu față de ăia. În momentul în care lucrul ăsta simplu se va înțelege, se va întâmpla exact ca în Franța. Francezii înțeleg lucrul ăsta
Și atunci când politicianul uită să dea raportul la suveranul lui, care este poporul, îl trage de mânecă. Nu am mai vorbit de mult timp cu domnul Izvoranu, sunt de acord 100% cu ceea ce spune omul ăsta. Deci 100% de acord. Ai noștri conducători dau raportul în altă parte, nu acolo unde au fost aleși. Ceea ce e clar, dacă vreți, na, nu vreau să folosesc cuvinte mari, sunt acte de trădare, acte și fapte de trădare. Absolut, nu exagerez cu deloc. Asta e trădare, pentru că atâta vreme cât noi vorbim aici de lipsa de măsuri și de lipsa de politici eficiente. Bă, oameni buni, toți sunteți sau ați fost sau aveți legătură cu relația angajator-angajat. Bă, când un angajat nu-ți face treaba, ce-i faci, domnule? Îi impuți rebutul și îl dai afară. Păi eu am la ora actuală o clasă politică care rebutează în fiecare zi, care consumă. Eu îi plătesc salariul cu regularitate în fiecare lună, îl salut pe stradă și îl respect, așa mă obligă legea și bunul simț. Îi dau tot felul de privilegii, pentru că e firesc, pentru că e demnitar. Păi el îl are în pălărie, că n-are nicio treabă cu mine, n-are niciun fel de relație cu mine, cetățean, care i-am dat și îi dau și îl țin pe bani acolo. Eu nu-l pot concedia. E, în Franța, repet, există acest mecanism. Uitați-vă, numai la CES-ul francez. Dom'le, când CES-ul francez a zis, asta înseamnă Consiliul Economic Social, când CES-ul francez respinge o lege și dă aviz negativ, înseamnă că nu trece legea aia. Nu o să vedeți o lege funcțională în Franța cu aviz negativ de la CES. Acolo este toată societatea reprezentată. Asta înseamnă să ieșim toți la vot. Dacă avem ieșire la vot sub 40% sau sub 30%, asta demonstrează că... Nu ne place, ne implicăm mai la vot și pentru că și-au pierdut încrederea în politicieni. Adică este un cerc vicios pe care nu putem să... Nu e o formă de protest asta să nu ieși la vot. Trebuie să ieși la vot până când vor fi aleși. Aici sunt de acord. Trebuie să ieșim cu toții la vot, că până la urmă e glonțul de argint sau de platină sau de aur pe care îl avem la îndemână odată la 4 ani și trebuie să-l folosim. Bun, că îl votez greșit, data viitoare mă reprofilez. Dar trebuie să ieși la vot. Dacă ieșim la vot, diminuăm foarte mult șansele de a fura. De fraudă. Să de fură, fraudă. Să fură, deci, se fură. Se mai poate fura acum? Digitalizarea? Acum se fură mai mult. Uitați-vă la sectorul 1. Ia uitați-vă acolo. Dintr-un click. Ideea și care timp nu s-a pronunțat definitiv nicio instanță. A fost cineva condamnat? N-a fost nimeni condamnat. Eu am încredere în justiția din România. Tocmai asta e. Că nu o să fie nimeni condamnat. Și atitudinea asta de non-combat a justiției are un efect devastator asupra democrației. Toată lumea, păi toată lumea de bun simț din țara asta, din lumea asta, a văzut fraude aia de acolo. Pe lângă neîncrederea pe care nu mai au politicieni, lumea, inclusiv PSD-ul, haideți să vă spun ceva. Păi nu mi-au niciun motiv să iasă la vot. Știți ce a fost la sectorul 1? A fost un blat ordinar în care a fost și PSD implicat cu Tudorache și ca să vă spun eu pe românești. Ca eu să nu mai pot să... Da? Da, știți cum e vorba aceea? Aveți dovezi? Da. Eu ce vreau să mă întorc la partea economică. Cel mai mult întrebați-l pe domnul Tudorache. În momentul în care în septembrie-octombrie noi anunțam că această liberalizare a prețului energiei electrice va avea un impact violent asupra economiei române și industriei alimentare, nu s-a luat nicio măsură. Spania atunci a plafonat imediat prețul la nivelul 2020. S-au început să ia măsuri preventive. Acum era discuția la 2020. Și Polonia, și Ungaria, și Germania. Noi am așteptat 2022, abia prin martie au început ceva concret, că de la 1 iunie o să fie bine. Deci am pierdut 6 luni să se formeze un nou guvern, să se termine negocierile dintre PSD mergea, și PNL, să vină apoi sărbătorile de iarnă. Am așteptat să vină primăvara. Mai știți când ne spunea domnul Căciu că de 1 aprilie o să avem un mix de măsuri? A venit și 1 aprilie, și care a venit și mixul de măsuri mai târziu. Și care e mixul de măsuri? Iar marea măsură pe care au anunțat-o guvernanții că noi nu mai constând suntem cei 50 de euro pe care dau în formă de voucher o dată la 2 luni. Cu produsele venite în Uniunea Europeană, pentru că au fost susținuți și în pandemie în 2020. Și post-pandemie și acum cu criza energetică. Statul român ne fură 50 de euro și ne dau înapoi 10 euro. Înțelegeți mecanismul ăsta? Păi, vreți să mai desemnăm? Iată, domnul Căciu, care era... Statul român e cămătar astăzi. Statul român și din, o spun așa, cu amărăciune și cu dezamăgire, că principalul partid de guvernământ este un partid social-democrat, sărăcește România cu intenție directă. Din cele două părchile, repet, inflație și e dusă cu bună știință acolo și majorare de prețuri din la carburant, la energie are bani și la gaze. De pe urma prețurilor mari la energie și combustibil, da? Da.
De 10 ori s-au majorat profiturile. La dobânzi și mai mari. Păi așa e făcută tehnica externă, v-a explicat domnul Izvoranu. Sărăcim pentru și populația. Da, da, da. Unde trebuie sunt să sărăcim. Întreb și eu ca doamna Dorina Bancari. Să ajungem în incapacitate de unde plată. Sunt banii? O să vină cineva să ne cumpere datoria suverană și închidem cerul. Vă amintiți când eram aici într-o emisiune și am intrat, a văzut cineva cele 53 de miliarde împrumutate? S-a încă în 60 acum. Nu, vă amintiți? Erau cu vaccinurile, cu pandemia. Era domnul economist... Negrescu. Da? Da. Și am zis, domnul Negrescu, dumneavoastră ați văzut banii ăștia? Că în momentul în care intră în piață atâția bani, se simt. Când circulă, nu zic 50 de miliarde, păi, 10 miliarde, dacă încep să circule în economie, în ciclul ăsta al banilor, simți. Adică se simte pe consum, se simte... Domnule, a venit Iohannis, ne-a spus 80 de miliarde, de la 80-40, de la 40-30, de la 30-14, că restul sunt împrumuturi și nici acum nu știu dacă au intrat vreo 2-3. Sunt povești din astea. Trebuie să mai vorbim un pic despre pensii. Colegul meu, Dan Cojocaru, a realizat un material comparativ între pensia medie de la noi din țară și pensiile din restul Uniunii Europene. Bine v-am găsit, a trecut 1 mai și ne reluăm cursul trist și anevoios al vieții noastre. Ne amintim și de zicala românească, cine n-are bătrân să-și cumpere. Noi bătrâni avem și chiar foarte mulți. De cumpărat nu prea avem cu ce să-i cumpărăm. Mai exact, nu le putem asigura o tihnă decentă după viața de muncă. Pensiile de la noi sunt o bătaie de joc. Zilele trecute, ministrul Muncii, Marius Budăi, recunoștea că nu se poate trăi cu o pensie de 1700 de lei. La noi pensia minimă este de vreo 200 de euro, salariul minim abia dacă bate 300 de euro. Bani cu care nu se poate trăi. Urcăm la etajul fericiților, fericiților cu ghilimele de rigoare, desigur, adică la cei care se bucură de pensia medie. În România, pensia medie abia dacă ajunge pe la vreo 340 de euro. În schimb, în Italia e de 1265 de euro, iar în Spania 977 de euro. În Spania însă pensia se achită prin 12 plăți lunare și încă două extraordinare în lunile iunie și noiembrie. Olanda are cel mai bun și mai echilibrat sistem de pensii din toată Europa, dar nu ne uităm spre Olanda pentru că ni se face rău și nu avem bani de medicamente. Deci, domnule Izvoranu, nu înțelegem că am fost până în 1989 într-un sistem economic socialist, că a fost greu după Revoluție, că aveam venituri mici, că Occidentul este mult mai dezvoltat, dar totuși parcă este prea mare diferența asta când ne uităm la pensiile din România și la cele, hai nu din Olanda unde sunt cele mai mari, dar din Austria, din Ungaria, din de oriunde, nu știu, peste tot, doar noi și bulgarii, ca de obicei suntem la coada clasamentului și mă întreb când o să se schimbe lucrul ăsta. Eu particip la dezbateri pe tema pensiilor de vreo 4 ani de zile, subiectul fiind mereu același, noua lege a pensiilor. Noua lege a pensiilor e de când am început discuția și până acum tot noua lege a pensiilor se dezbate și se discută. Am spus câteva lucruri și am să le repet până obsesiv, până când probabil o să le audă cineva și până când probabil le va înțelege publicul și le va prelua ca opinie publică și le va impune ca opinie publică. În primul rând, nu reușesc să înțeleg din legile astea noi, nouțe, care au apărut și din toate discursurile celor responsabili, dacă au înțeles oamenii ăștia care este definiția pensiei. Pensia este acea sumă care mi se cuvine în momentul în care am îndeplinit cumulativ cele două condiții. Vârsta și de pensionare și perioada de contribuție. Uh-huh. Punct. Nu comentăm și nu amestecăm în subiectul pensii militarii și polițiștii pentru că sunt o categorie care nu are contracte. Această categorie nu lucrează pe contract de muncă. Ei au alt tip de contract și lucrează în altă regulă. Banii pe care îi primesc ei la vârsta respectivă se cheamă soldă pentru oameni în retragere sau în rezervă. Discutăm de pensia contributivă. Bun. A doua problemă pe care nu reușesc să o înțeleg de ce nu se aplică, dom'le, scrie clar în Constituție, atenție, nu e vreo lege organică, nu e vreo lege de cartier, nu e vreo chestie de scară de bloc, este în Constituția României că statul are obligația să asigure venitul decent al pensionarului. E articol de Constituție. În momentul în care scrie în Constituție chestia asta, orice lege care îmi asigură un venit indecent este neconstituțională. Să ne înțelegem. Domnul Coarnă, uite, poate să... Acum are experiență de parlamentar și poate să-mi explice și mie chestia asta. Dom'le, dacă
nu respecti un articol din Constituție, legea respectivă este neconstituțională. Deci o aplic. Al treilea lucru care a spus un ministru odată ceva și presa a râs de el și l-au marginalizat pentru că a spus că, vezi, doamne, sistemul de pensii este o înșelătorie. Ei bine, vă spun și eu acum și vă și demonstrez, sistemul de pensii în România, așa cum este gândit, este o mare înșelătorie. Atunci când mi se calculează mie punctele care se cumulează până la vârsta pensionării, se fac astea, punctele astea se obțin prin raportarea venitului din luna asta cu salariul mediu din luna asta pe care mi-l dă Institutul de Statistică. Așa mi se calculează mie punctele. La sfârșitul perioadei când ajung să iau pensie, mi se spune că domnul Izboranu ai, nu știu, două puncte și un băț. Da? Foarte bine. Și eu am spus, domnule, și câți bani îmi dai? Acum să vedem câți bani avem la buget. Păi nu, domnule, dacă atunci când mi-ai calculat punctajul, mi-ai raportat salariul la salariul mediu, te rog frumos acum să-mi dai conform acelui punctaj raportul față de salariul mediu așa cum mi-ai calculat punctajul. Dar tu vii și îmi spui că n-am bani la buget. Ca și cum ar fi treaba mea de pensionar și de contribuabil corect, care mi-am plătit 30-40 de ani contribuțiile, atât cât a spus legea și nu mai puțin și nu mai mult, atât cât a spus legea, astfel încât, tot legea spune, să mi se asigură un venit decent la bătrânețe. Da? Deci, chestiile astea sunt atât de simple și de clare și de ușor de înțeles pentru orice fel de nivel. Dar atât de greu de pus în practică de către decidenții noștri. Nu sunt greu, domnule, nu sunt. Atunci nu vor sau nu înțeleg. Pe eterna scuză, domnule Izvoranu și domnule Cojocaru și domnule Coarnă, nu avem bani. Stați un pic. Este domnul Cojocaru de 53 de miliarde, 60 de miliarde credit. Unde sunt banii ăia? Bun, nu avem bani pentru pensii. Nu avem pentru salarii. Vă garantez că în salarii și pensii nu au fost. Cu excepția acelei majorări de 10% da, din care a fost anulată din start. În rest, anulată nimic. De inflație. În rest, nimic. Unde sunt cele 60 de miliarde? Investiții nu. Salarii nu. Pensii nu. Păi nu, unde sunt banii ăia? Cum spunea domnul Izvoranu, noi cotizăm lună de lună. Sigur. Și dacă nu cotizezi, sigur că da. Ca să nu mai spun că oamenii plătesc deci, eu îți dau niște bani, ție statule, da? Sunt banii mei, pe care eu mi-i vreau înapoi când ies la pensie. Corect. De ce nu mi-i dai, spui că nu ai bani? Eu nu am voie să spun că nu am bani să-ți plătesc lună de lună. Cine ar putea să răspundă cu adevărat acestor întrebări? Sunt mulți care ar putea să răspundă, important este că nu are cine să-i întrebe. Problema de fond este că cei care sunt plătiți să întrebe, nu întreabă. Pe cine ar trebui să întrebe? Se complicitate. Păi să zicem parchetul general, chiar ne dorim parchetul să... local, DNA, nu știu, PNA. Se dorește să se afle adevărul? Că eu am mai discutat la măsuța asta cu adevărul. Ne dorim adevărul. Ce înseamnă instituții de stat și modul în care sunt alocați banii, dacă noi facem niște împrumuturi. Vedeți acum că e un scandal între domnul Rafila și domnul Arafat? Da, n-am urmărit subiectul. Păi mă interesează. Urmărești banii și afli soluțiile. Da, urmărești banii. Scandalii pe banii acolo. Adică... Unde se duc banii? Eu tot nu înțeleg, că văd că nimeni nu poate să răspundă. N-ați văzut șampanie pe litoral? Da, sunt niște băieți care se duc, se distrează, cărora le place nuțul și opulența, dar, din păcate, foarte puțin românii își permit să se distreze. În afară de Mamaia, mai e și Monte Carlo, mai e și Costa Rica, și Cipru, și Grecia. De ce v-ați luat doar de litoralul românesc? Hai să luăm urma banilor. Unde se bea șampanie? Păi și toți banii ăștia pe care îi împrumută țara noastră de 2 ani încoace. Ce se întâmplă? 60 de miliarde de euro. 60 de miliarde de euro înseamnă, mă rog, mai mult de un sfert din PIB-ul României. Da. Unde sunt? Păi i-au furat. Unde cum? Sunt? Cum? Împrumută deci, Ministerul Finanțelor. Investiții avem? Unde? Bun, investiții avem. Avem investiții undeva? Avem câteva proiecte. În salarii, anul ăsta au fost înghețate. Salariile anul trecut, la fel, înghețate. Și anvelopă și tot nu s-au mai putut. Tot au fost înghețate. La pensii au fost niște majorări, adevărat. 14-10 au fost niște majorări, că a fost an electoral în 2020. S-a dat ceva în 2020. Au fost acolo niște majorări. În rest, o aruncă izolete. Unde se duc bani? Izolete. Teste de salivă aruncate prin școli, lăsate pe... Vaccinuri. Pe vază. Vaccinuri. Unde-s banii? Puteți vă dați banii. Adică miliarde, 120 de milioane de doze. Acolo și sunt bani. Spuneți că nu se face nimic. Că păi cine trebuie să întrebe, nu treabă. Păi da. Păi dacă eram într-un stat normal, într-un stat ancorat în niște repere ale democrației, justiția, care este o putere în stat, sigur că da, făcut treaba cu respectarea Constituției. Așa înseamnă bani. În câteva minute. Aceea trebuie să luăm publicitate. Doamne, imediat trebuie. Bine că aveți publicitate. Re
revenit în direct și lângă mine în platou este și doamna Paulina Irimia Mărădița, interpretă de muzică populară, pe care publicul etno cunoaște foarte bine. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Doamna Paulina, cum vi se pare că în cluburile de fițe din Mamaia s-au cheltuit 10.000 de euro pe șampanie? Adică au fost oameni care o singură notă de plată la o masă a ajuns 20.000 de euro. Într-un cuvânt? Eu nu înțeleg, de unde bani? Cum? Snobism. Știți că numai ce face cu banii, când ai atât de mulți bani și când îi produci atât de simplu, atât de ușor, din comisioane, adică bani de munciți. Pentru că un om care muncește, indiferent în ce domeniu, care e o mică afacere, care, că este cu un salariu foarte bine plătit, nu are cum să-și permită asemenea extravaganțe. Și de unde dorința asta de a fi opulent, să mergi cu elicopterul? Că și acum, în weekend, am văzut din nou elicoptere care au adus participanții la distracția din cluburi. Păi da, pentru că dumneavoastră știți comisioanele care se primesc... Eu nu știu. La anumite contracte cu statul sunt de milioane de euro și atunci ce mai contează închirierea unui iaht sau unui elicopter? Dacă o spuneam, eu ziceați că sunt tendențios. Dacă o spuneam, eu... Eu n-am lucrat la asta niciodată. Știți că eu mă uit la televizor și citesc și eu presa zilnic. Deci eu am văzut instituții publice, eu, văzute, nu povestite, lucrare, factura achitată, lucrare neefectuată și sunt multe. Deci presa își face treaba, da? Și atunci îi dăm pe șampanie. Doamna Paulina este informată, da? Citește presa. Da, dar nu citesc un singur fel de presă. Da, citiți de peste tot. Bun, dar sunteți informată. Deja românii știu că așa se procedează la noi. Se vorbește cu lejeritate de comisioane, de bani mulți, de elicoptere care aduc pe ajuns. Eu, de când am intrat, am ajuns să accept comisiunea la de 15%. Le spuneam așa, vă rog, eu las decât 15%. Ei fură tot, înțelegeți-mă. Vă dau eu când avem o emisiune, o să vă spun eu exact, aplicat o bucățică de drum de 800 de metri, care costa 3 milioane de lei, o facturau cu 8 milioane, furau 1 milion de euro dacă nu eram eu acolo. Vedeți? Și vi desenez eu cu personaje, cu nume. Și a fost cineva tras la răspundere? Păi dacă am fost eu, le-a fost teamă că le-am spus așa, dacă vei faceți contractul ăsta, îl semnați marți, miercuri mă duc la DNA. Și l-au făcut cu 3 milioane. Că altfel, dacă nu eram, îl făceam cu 1 milion, adică furau 1 milion de euro. Da, și s-a înroșit fețele. Tentativa nu se pedepsește? Nu i-am lăsat acolo eu, pentru că ei nu au înțeles mecanismele. Am văzut că era eu fiind la profesia asta mea, asta e viața, cum e doamna solistă, eram polițist. Și atunci am vorbit cu un comisar acuză. Constructor, un constructor și l-am rugat, dăm prețul maxim pe bucățica asta cu calitate maximă. Și mi-a dat omul. După aia discuții în interior, la PSD Călăraș, nu în altă parte, ca să ne înțeleg, discuții. Eu, cum sunt, cu mesaje, și aud factură pro formă 8 milioane de lei. Hopa, zic că ăștia fură 1 milion de euro. Și zic, opriți-vă. Mă zic, vă reproduc textual. Voi nu vă mai săturați de furăciune? Uite cum procedăm. Dacă voi semnați contractul ăsta marți, numai puțin, punctual, v-am dat un exemplu. Eu, miercuri, merg la DNA. L-au făcut cu 3 milioane de lei. Adică dacă nu interveneam eu, oamenii ăia de la Călăraș, de la PSD Călăraș, furau 1 milion de euro. Bun, și la nivelul întregii țări, cine păi sunt multe din astea, sunt multe. Hai să dau un exemplu mic în sectorul 4. Se dă către o firmă la licitație lucrările de lângă blocuri. Nu e din presă. Deci cineva care chiar a muncit acolo și știe despre ce e vorba. Deci nu, bârfe nu. Se dă o lucrare la licitație, dar nu o face cel căruia i s-a dat la licitație. El își ia un comision gras și o face altcineva și eu am stat de vorbă cu cineva ăla care trebuia să o facă și pe bani foarte puțin și automat că materialele nu mai puteau fi de calitate pentru că și omul trebuia să se încadreze. Se vorba despre subcontractări, dar știu că în legea achizițiilor publice undeva trebuia modificat aspectul ăsta. Cine ia lucrarea, să nu dea mai departe. Am văzut foarte multe proiecte și de infrastructură directă, mare, toate că am fost în pandemie. Cu firme străine reprezentate în România de 2-3 persoane cu 2-3 laptopuri care participau la o licitație și apoi subcontractau. Da. Dar nu trebuia eliminată această posibilitate? Acest intermediar. Bineînțeles că da. Păi și la energie, câți intermediari sunt până la prețul final? Eu cunosc un băiat deștept, până să la, știți. Băieții deștepți care nu fac nimic decât mută de pe o factură pe alta și băieții ăștia deștepți după aia se duc la petrecerile de megafițe de întâi mai muncitoresc și vin nonșalanți cu elicopterul și beau șampanie de 100 de mii de euro. Și ei merg de ziua muncii. Câtă... Trebuie să luăm din nou publicitate, mai avem și alte subiecte. Imediat revenim aici la Raport Special.
ci vorbim în continuare despre prețurile uriașe de pe litoral, care reprezintă un mister chiar și pentru ministrul turismului, domnul Daniel Cadariu. A declarat că nu își explică... pentru dumnealui? Poftim? Păi se plece acasă, dacă nu înțelege. A declarat că nu își explică cum o parte dintre români preferă aceste locuri scumpe. Urmărim declarația dânsului și revenim. Da. Nu mi-explic cum de o parte din români preferă la anumite prețuri, în anumite locații, să meargă în concediu. Concluzia mea este doar că își permit, că altfel nu înțeleg. Păi își permit românii. Păi să nu-și mai permită, domnule. Da, fac un an economii să meargă și 3 zile la mare și hai că își permit românii. Asta este culmea zău. Nu, dar avem autorități de stat. Am mai văzut declarația de lui Chesnoiu, care a zis că mergi la cumpărături. Nu mergi pe somă cu gol, da. Acolo e din consens. Știți de ce? Să nu te duci fomis la cumpărături când vei cumpăra tot magazinul. La asta se referă. Uitați acolo prețuri. Da. Deci nu doar la cazare și la astea. Ce, dacă la șnițel de pui, păi s-a scumpicat. Da, că e... Păi, nu hai să știu pe care și mai permite lumea. La calcan nu ne mai gândim sau la altceva. E, creveții sunt de lux. 100 de grame, 28 cum, de lei. Cum pe vremea lui Ceaușescu nu erau de lux. Creveții... Doi creveți. Clătite între... Doi creveți, 28 de lei. Prețurile astea sunt generate de sezonul estival, care este foarte scurt în România. Sunt decât 2 luni. Gândiți-vă că oamenii ăștia trebuie să plătească firme tot timpul anului. A mai crescut sezonul în ultimii ani. Haideți să comparăm cu prețurile de anul trecut. Dacă e cald afară... Cu prețurile de anul trecut? Sau de acum de ani? Hamsiile. Cât erau? 8 lei sau 10? Da, dar uleiul era 4 lei și acum e 10 lei. Adică... Depinde și unde și le mâncai. Și hansiile se prășesc. Dacă le mănânci în palmă la carton, au un preț. Dacă le mănânci la restaurant... Câte hamsii de pe malul Mării Negre de la noi sunt pescuite în România și câte sunt Bulgaria. Importate din Bulgaria? Da. Pentru că e greu să plătească și unde le mănânci, ce restaurant. Da, bine, de unde flotă, domnul președinte Traian Băsescu? N-avem flotă, n-avem faptă. Adică... Nu, asta era flota oceanică, nu aducea hamsii. Tot flotă era. Mergea în ocean, aducea cod și alt pește oceanic, îl prelucra la Turcia. Da, i-am dat-o că era oceanic, nu aveam nevoie de ea. De fapt, și la Sulina era fabrică de conserve de pește. Dar știți că România, apropo de justiție, domnule, am văzut soluții astea extrem de interesante. Tu n-ai flotă, n-ai faptă. Zice, unde e flota? Flota nu există și atunci fapta. Fapta nu există. Așa e la crimă, domnul Gălduș. Nu e cadavru, nu există fapta. Că mai zis și aici. Nu, deci... Eu mi-am luat bilet de concediu la mare din noiembrie 2021 pentru iunie 2022. Am prins Black Friday. Bun. Bine, m-am riscat. La noi în țară? Da. La noi în țară? Da, mă zice, eu sunt patriot. Dar... nu îmi pun în cap, nu mă duc la restaurante de lux, am un buget. Dar de ce sunt prețurile atât de mari? Încearcă hotelierii acum să-și recupereze din pagubele provocate de pandemie? Probabil că sau da. Sunt doar probabil. E contextul ăsta economic cu energia și costuri. Și costuri. Și costuri. Și costuri. Și costurile, vă spun... Venind după 2 ani de nefuncționare. Știți cât de multe lucruri se plătesc chiar dacă e restaurantul închis? Nici nu vă imaginați. Eu am restaurant. Așa. Și când am fost închis, să știți că trebuie să plătești site-uri, trebuie să plătești impozite, trebuie să plătești tot felul de lucruri care sunt anuale. Mai ales chiria. Da. În situația mea nu, că e locația mea. Dar angajații sunt foarte... a ținut pe perioada asta? Am încercat angajații să-i țin cu bani de la mine o perioadă și când am văzut că închide, deschide, până la urmă au plecat ei. În Anglia ei. Să știți că Horeca a primit bani să-și țină angajații. În Anglia, dar în România, credeți că ar fi putut face mai mult ministrul turismului, în afară de a declara că nu-și explică cum de, e atât de scump la noi și cum de o parte dintre românii își permit să meargă în locuri atât de piperate? Știți ce nu-mi explic eu? Ce caută dumnealui acolo? Eu asta nu-mi explic. Pentru că nu e omul potrivit la locul potrivit. Că un adevărat, păi un adevărat ministru nu ar zice așa. Acum. Ei, de la fostul dumneavoastră partid? Categoric, da. Și are competențe în domeniu? Economist, nu? Ce spune? Economist. Păi da, stați un pic că ce spune. Ce spune, știți cum e cu spusul și cu gânditul și cu... Păi domnul Chesnoiu ce spune? Domnule, du-te după ce mănânci la Carrefour ca să nu faci... Săptămâna trecută am vorbit despre declarația domnului Chesnoiu. Nu putem compara, deci a făcut ceva totuși. A făcut. Ca să nu poftești la rafturi, da, nu? Da, a spus adică domnul ministrul agriculturii să nu mergem nemâncați sau pe stomacul gol la cumpărături. Era o recomandare. Adică să mergem cu buzunarul
pune goale pentru că s-au dus prețurile de nu știu câte ori. Mâncăm o ciorbă de burtă înainte de a merge la hipermarket și atunci o să vedem că nu mai cumpărăm atât de multe lucruri. Avea o logică ce spunea domnul ministru. De ce l-am întrebat noi pentru domnul ministru? De ce specialiștii recomandă să nu ducem flămânzi la cumpărături? De ce prețul motorinei pentru agricultură nu este subvenționat într-un fel? Este subvenționat. 1,6 lei pe litru. Ajungeam și acolo. Ajungeam și acolo. Acciza. Acciza e subvenționat. Dar am cerut și pentru industria alimentară tot ce înseamnă transport marfă, produse alimentare, să fie accizat, adică subvenționat acciza la motorină. Pentru că costurile de la furcă la furculiță sunt foarte mari pe transport marfă. Bine, mă uitam, apropo de ce spune, vorbea toată, și dumneavoastră și toată lumea despre lanțul scurt, da? Mă uitam pe site-ul unui restaurant din București. Restaurant care are în spate o fermă. Deci, practic, acolo sunt toate produsele de la ferma respectivă. Mie mi-e foarte dragă acea fermă, cumpărat de multe ori de la ei. Dar când am văzut prețurile, mai și scria, din farmă la, în, din farm to forge. Da? Da, deci din de farm, la... Foarte mari. Păi erau niște prețuri de... M-au luat palpitațiile. Chiar am renunțat să mă mai duc în, acolo să mănânc. Dacă era fermă cu produse organice, bio, eco... Păi n-ar trebui să... Să fie mai mici prețurile dacă erau direct de la producător, puse frumos gătite și în farfurie? Să vorbim de randamente în momentul în care ai volume mici, ai costuri mari pe unitate de produs. Dacă ai ceva industrial la volume foarte mari, de ce anumiți crembuști sunt foarte ieftini la ieșire spre Băneasa? Pentru că e o fabrică în Germania care face milioane de crembuși pe zi, altceva nu face. Deci în momentul în care faci un singur produs... Te raportezi la kilogram produs, toate costurile. Dacă faci multe produse și mai ai și o fermă de asta, 2-3 angajați cu 10 porci sau 20 de... Acum haideți ca să fim corecți până la capăt, că am vorbit despre prețurile de pe litoralul românesc și am văzut că sunt foarte mari și ministrul se minunează, domnule, cum deși permit românii să duc acolo și de ce aleg acele locuri. Și în Grecia au crescut prețurile, spun primii turiști care au mers acolo în acest sezon. Ați auzit de Tasos, că toți românii merg în Tasos, o insulă foarte frumoasă, dar potrivit turiștilor români care au fost acolo, berea s-a scumpit de la 3,50 euro la 4,50 euro, atât pe plajă cât și la terasă. Da, s-a scumpit cu 1 euro. Orzoaica, da, o salată de grecească costă cam 7-8 euro, o masă decentă la restaurant, două porții, două beri, costă între 30 și 45 de euro. Depinde și de restaurant. Cafeaua mă interesează cât e. Pot să vă zic că motorina este 1 euro și 95 de cenți. Deci cam... Tot ca la noi. Practic vedem că și la Grecia s-au scumpit. Peste tot s-a scumpit. Da, dar știți care e problema? Noi avem petrol, avem gaze, avem energie, trebuie să analizăm lucrurile într-un alt context. Că așa dacă o luăm general și domnule, și în Germania s-a scumpit. Da, dar în Germania s-a scumpit de la 80 de euro la 120 de euro, la noi de la 15 euro la 200 de euro. Știți? Vorba că adică nu avem resurse. Și nu plecăm de la logica pe resurse. Dar stați un pic să vedeți pe offshore. Mai sunt ale noastre resurse. Păi, legea offshore. Legea offshore, scrisă de juriștii OMV Petrom, este în Parlament. Tot ce spuneți trebuie susținut cu dovezi? Bineînțeles că da. Semnată de cine? De Ciucă Ciolacu, Chelemeu Cunor și Panc Buccian. Inițiativa legislativă este făcută pe supraimpozitare și exact ce spuneam pe decembrie 2020, la 15 euro megawatt-oră energie, producătorul este pe profit. Da? Ei, au pus plafonul minimal între 85 de lei, 15 euro, 100 de lei, nu plătești nimic impozit, supraimpozitul ăla. Și atunci ce face austriacul, băia deștept de altfel? Și mai face o firmă în Austria, își vinde el lui cu 84 de lei. Face o suvecă. Bravo. Și după aia ne dăm 940. Bun, și deși, ca să revenim la subiectul nostru cu Grecia și cu prețurile care au crescut și acolo, cu toate astea, mulți români aleg să meargă în Grecia. Păi da, categoric. Sunt prețurile crescute, dar nu atât de mult ca în România. Alimentează combustibil din Bulgaria? Sigur. De exemplu, pe Turcia sunt prețurile, cine a luat vacanța mai devreme, sunt prețurile ca și anul trecut, fără niciun fel de modificare. Da, v-am spus, am luat în noiembrie, dar am luat în România. Adică, până în februarie, cine a cumpărat până la sfârșitul februarie. În Turcia e și o altă discuție, pentru că ei depind foarte mult de turiștii din Rusia. Nu mai, dar a scăzut lira comparativ cu euro. Nu mai vorbesc despre lira, da, care e la pământ față de anul trecut. Dar, cu toate astea, vedem că au crescut și prețurile în Grecia, că au crescut peste tot. Nu s-ar putea face cumva o inițiativă, nu știu, mai multe inițiative, că nu mă pricep, că ministerele sunt, conform regulamentului de organizare și funcționare, obligate să emită politici în domeniile pe care le au, n-ar trebui gândit cumva o strategie ca să rămână, să vină mai mulți români la noi aici. Să se întoarcă România acasă? Nu se întoarcă acasă. Să meargă, pentru că ar rămâne banii în economia noastră. Oferta ar fi fost preț-calitate.
atractivă, vă spun că românii nu ar aștepta să le spună nimeni. Românii sunt oameni inteligenți. Dom'le, unde e mai ieftin? În Grecia, condițiile, se respectă, da. Calitatea produsului, se respectă. Sigur. Mă duc acolo, sunt banii mei munciți de mine, de ce să-i dau în România dacă nu mi se oferă aceleași condiții? Asta când aud eu cu patriotismul. Băi, nu, hai, nu fiți ipocriți. Patriotismul trece prin stomac, dar eu cred că ar trebui să... Eu sunt patriot, dar și tu trebuie să mă respecti pe mine ca să cumpăr produsele tale. Și respectul e atunci când tu îmi respecti calitatea. Eu dacă îți dau un ban pe produsul făcut de tine, tu trebuie să mă respecti pe mine dându-mi calitate, nu exact. Neconformități, nu jigniri, nu țepe. La noi români, dacă nu-și dă ei de țepe, parcă ei între ei. Da. În Bulgaria, da. De Paște, că am fost de Paște așa. În Bulgaria, să știți că erau 97, să zic, la sută numai români în hotel. Deci 97. Iar la noi se așteptau să fie mai mulți turiștii ai noștri antreprenori și nu au fost. Nu, pentru că au plecat la Bulgaria, era mai aproape și mai ieftin. De cei care își permit șampanie de 20.000 de euro să duc la Mamaia, cei care sunt muncitori și... Se duc în Bulgaria. Trei zile acolo, 300 de euro, all inclusiv și copii și... Adică despre ce vorbim? Dar nu avem și noi potențial să facem lucrul acesta? Bun, avem Mamaia pentru fițe șampanie scumpă, Vama Veche pentru distracții până dimineață pe plajă. Dar mai sunt și alte stațiuni. Eforie Sud, Eforie Nord, Olimp, Neptun, Saturn, Jupiter, Capa Aurora, că le zic pe toate. Eu și nu sunt hotelul. Eu stau acasă. Eu stau acasă, am stat acasă liniștit. N-am cheltuit nimic, am făcut economii. Acum de Paște, nu? De Paște am fost plecat la Predeal, de 1 mai. Și am tuns gardul. De ce a stat acasă și a făcut economii? Credeți că vin vremuri la care... Nu, întrebare capcană, da? Da, întrebare extrem de bine pusă și mulțumesc. Nu, vin vremuri bune pentru noi, important este de cei care ne le aduc rele, pentru că ne le schimbă. Că, când vorbim de Câțu, de Ciolacu, de Ciucă, de Căciu, de Cheznoi, uitați-vă comunicarea lor extrem de perversă și de ipocrită. Nu știu, domnul Câțu, am văzut că era foarte supărat că hackerii ruși nu știau că el e președintele Senatului și l-au confundat cu domnul Ciolacu. Să nu-l confundem. Și spunea, domnule, ce hackeri sunt ăștia, că nu știu cine e președintele Senatului. Cât de ce blestem să fie pe țara asta, ce blestem să fie pe țara asta, să te conducă Bulai, Câțu și numai drău să merg mai departe. Deci, ce urmează? Asta e important. Respectatorii vor să audă, domnule, până acum am dus-o cum am dus-o, dar ce urmează? Vă zic eu ce urmează. Adică, de fapt, noi ne-am dorit să mâncăm cât mai multe fructe și legume din România. Dar în sezon? Când or fi ele, sezon, când s-or produce. Problema este că avem un exemplu cu Matca, cel mai mare bazin legumicol din țară. Da? Are 1500 de solari, sunt acolo peste 4000 de producători. Castraveții recoltați de la Matca nu ajung la noi în farfurie sau în borcan să-i punem la murat. Sunt blocați în... Se duc în Polonia, majoritatea, în Republica Moldova și Ucraina. Asta spun cei de acolo producătorii, pentru că retailerii din România le cer preț standard și constanță. Da. Motiv pentru care este mult mai ușor să exporte. Iar noi importăm. Bine, noi subvenționăm. Totuși. Noi subvenționăm, exportăm producția noastră și luăm produse din import. Și cetățeanul român ce câștigă? Și culmea este că nici cetățeanul român nu câștigă, nici balanța comercială, deficitul comercial. Nici statul nu câștigă. Nimeni nu câștigă. Și nu se supără nimeni. Păi cine trebuie să se supere, domnul Coarnă? Păi domnul dăm bani de la buget. Domnul care merge la market mâncat înainte să fac cumpărături. Iar aș gesta domnul Cheznoi. Aveți ce vreau să mă răzbunați pe toată lumea. Nu mă răzbun pe nimeni, dar cine? Păi ei sunt acolo să creeze aceste mecanisme puși. Cine să creeze mecanismele astea? Deci dacă... eu nu mai vreau să văd atât de mulți castraveți de Italia sau de Grecia sau de știu eu ce țară. Da, problema este că importăm prea mult. Când mă duc la supermarket, castraveți de la Marta. Dacă nu dezvoltă acea politică pentru a... Nu e clar să-mi aduc producția din țara mea, să o aduc în supermarket. Sunt niște lucruri simple. Să ducă în Ungaria, să vadă la Orban, al Ungariei, nu al nostru, că al nostru e tot al lor. Se ducă să vadă cum a uns acele mecanisme. Cum? Parcă să dă un ajutor de 15% din valoarea... Nu, în România. Se dă. 15% dacă materia primă folosită pe care tu o produci, scuze, o vinzi procesării din România. Asta mă face că dacă am fabrică să-mi fac și o fermă și îmi vând singur materia primă și îmi dă statul 15%. E ca la offshore cu EV. Păi, bine, ca să revenim la castraveți. La castraveții noștri. Partea bună e că legumicultorii nu-și mai aruncă marfa pe câmp, cum făceau până acum când aveam de să o vândă, dar o dau la export. Adică noi tot n-am găsit o soluție
să vedem în magazine marfă românească? Tot din importul lor. Trebuie o reglementare și trebuie făcut clar din reglementare cu o obligație standardizată pe anumite plafoane să primească marfă românească. Altă soluție nu există. Dacă noi intervenim legal, juridic, din lege, făcut după adică știu cu obligație, că noi, cu obligație clară, fermă, adică imperativă. Din punct de vedere legislativ, ne armonizăm așa cumva cu tot ce se întâmplă la nivel european, da? Cu legislația europeană. Da, dar am mai spus asta. Încă de acum 10 ani, când am fost într-o provincie, Ronalp, în Franța, am văzut acolo la supermarket raioane întregi cu produse din acea zonă. Da, da. Și din comuna respectivă, dar și din zona respectivă. La ei se putea face lucrul ăsta încă de hă-hă. Da. La noi nu. Oamenii muncesc, dar n-au unde să-și vândă marfa. Și asta vă spun. Păi cum n-au pentru unde? Că eu am o casă lângă București și au solarii și mulți au renunțat din la legumicultură din cauza asta. N-au unde să-și vândă marfa. Într-un an am fost martoră la un lucru când o vecină de-a mea a pus salată în tot solarul în ideea că o să meargă la piață să o vândă. A ieșit cu ea la piață și a vândut 4 salate. Nu și-a scos nici benzina până era la pandemie, București. Nu? A venit, nu înainte de pandemie, a venit înapoi acasă, a tăiat-o pe toată și a aruncat-o în fundul curții ca să pregătească terenul să pună altceva. Deci te doare sufletul când vezi așa ceva. Vine să plângi. Deci în Franța, să știți că nu prin lege și-au făcut raioane în magazine. Ca la Pelex 178, legea aceasta cu hipermarketuri, eu le mai spuneam așa prin comisie acolo, măi, la hipermarketuri. Eu vreau aceleași condiții pe care le are exact fermierul francez, condiții contractuale, cu hipermarketul din Franța. Eu nu vreau altceva. Adică aceleași condiții comerciale. Unde el poate vinde la el în țară, să putem face și noi nu, asta deci la noi în țară. Aceleași condiții contractuale. Deci okay, marjele lui să le am și eu. Nu, adică e o discriminare. Bun, la nivel european. Bun, și de ce nu se întâmplă asta? Tot vorbim de o Europa unită, de comerț liber. Păi asta trebuie să ia măsuri, no, să-și ia atitudine eurodeputații români. Pentru că acolo, la Bruxelles, sunt 2-3 care mai mișcă ceva, restul doar pe salarii mari. Dom'le, vreți unitate, vreți echilibru, mai ales că noi suntem la graniță cu Estul. Da? Și suferim mult, și migranți, și riscuri, și astea. Hai să fim egali. Acum, de ce Franța, Germania, Polonia a reușit să plafoneze mult mai bine prețul la energie și la noi nu? El are costuri mult mai mici decât mine. Mai pot eu să fiu competitiv la preț marfa mea cu marfa lui? Că suntem o mare familie europeană. Ca și cu pensiile, nu? Pensiile din Franța cu ale noastre. Aici dacă tot o vrem... În condițiile în care nu reușim să vindem produsele noastre românești la noi în țară, vine și o veste bună, așa cum vă spuneam. Președintele Klaus Iohannis. Am început bine, nu? Stai să beau puțin. Păi este rolul, cu el începem, pentru că cine promulgă legile? Președintele României, da? A promulgat recent o lege prin care Parlamentul, din care faceți parte, pune la dispoziția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale suma de 1,5 miliarde. Păi vă uitați aici la mine laptop. Nu, am citit presa. 1,5 miliard de euro pentru Programul Național de Reabilitare și /sau înființarea infrastructurii principale de irigații și infrastructurii de desecare și drenaj. Asta sună bine, dar trebuie să știți, domnule Coarnă, dacă tot ați făcut până de curând parte din PSD, a mai fost un program în perioada 2016-2020, a mai fost un program, da, era acolo prevăzut peste 1 miliard de euro, dar guvernarea PSD instalată după alegerile din 2016 a și suplimentat suma inițială cu aproximativ 200 de milioane de euro, a și mărit numărul de posturi în Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare. Și unde sunt bani? Păi rezultatele sunt modeste. 500 de milioane de euro i-au costat numai să păzească, nu, adică sistemul de irigații. Au furat cu factura pe românește, să înțeleagă oamenii. Deci eu nu o să fie furat cu factura. Cu fermieri, da, care de nenumărate ori. Păi fermieri nu primesc nimic acolo. Care ne spuneau, da, domnule, nu avem irigații, suntem la mila Domnului, la mila vremii, în 2022. La Ministerul Agriculturii, dacă cei care trebuie să-mi plătiți să pună întrebări în ordinea, se ducă să vadă plățile, facturile, niciun fel de apă, dar au plătit apa. Și au luat deci, referitor la programul ăla de care s-a ocupat fostul dumneavoastră partid, nici până acum nu există un audit public al programului care să arate exact câți bani au fost cheltuiți toți și au fost pe ce au fost cheltuiți. Puneți întrebarea corect, câți bani au fost furați toți? Păi cum să... Cum, nu, cu factura? Eu nu-mi permis să spun așa ceva. Da. Cu factura, dar nu, sincer, cu factura.
Păi da, uitați-vă în agricultură, să vină fermierii să ne spună. Pe unde vedeți sisteme de irigație în țara asta? Fermierii se uită în sus. Dacă am mai avut un program cu 1,2 miliarde de euro pentru irigație și nu s-a întâmplat nimic, acum mai dă 1,5 miliarde de euro Ministerul Agriculturii. În 2016 așa s-a discutat de buget total. Pe legea asta, bun, 4-5 miliarde. S-a dat un miliard, măcar dacă vedeam 25% din terenurile agricole, că au acum sisteme de irigații. Pe asta spuneam că de mult timp noi observăm că țara se împrumută, dar nu vezi nimic palpabil. Păi, văd acum pe infrastructură, pe șoseaua de centura Bucureștiului, că se lucrează la Domnești, acolo la pod. Dar ceva concret... Bine, se lucrează la autostrada 0, care este autostrada de centura capitolului. A fost oprită lucrarea de centura 2, să știți. Da. Pe unde trec eu, nu se lucra. Un an de zile nu s-a lucrat. Nu s-au dat fonduri, probabil, nu știu. Bun, dar acum, să revenim la problema noastră, la irigațiile. Da. S-au cheltuit 1,2 miliarde de milioane. A plouat, da. Acum vine acest nou program, s-a promulgat lege, domnule Coarnă, faceți parte din legislativă. Am votat-o și eu, pentru că e în regulă legea. Problema mea nu e din reglementare, problema e din aplicare, acolo se fură. Din aplicarea legii. Înțelegeți? Deci adică dacă te duci fără să mănânci, când semnezi factura, ai toți bani. Deci eu vă spun că pentru toți fermierii, ca să fie toată lumea... Deci dacă ești de mâncat, când semnezi factura... Pentru a mulțumi toți fermierii și de a rezolva problema agriculturii românești, eu propun să-l alegem pe Dumnezeu, Ministrul Agriculturii. Da. Este o foarte entitate foarte... Adevărul e că în ultima perioadă, de timp, ultimii 4-5 ani ne-a scos. Ne-a scos. Anul trecut am avut producții record la grâu. Dar tot cu mila Domnului, adică a plouat când trebuia. Deci, atât timp cât avem o agricultură la mila Domnului, nu suntem o țară europeană. Dar una peste alta, Dumnezeu mai ține cu noi. Păi spus, e singurul care mai ține cu noi. Dar vin și vă întreb. Anul trecut a fost un an bun agricol. Și acum 2 ani. Da? Am avut câțiva ani... Bun. Dar dacă peste norocul ăsta și vremea bună pe care ne-o dă Dumnezeu, avem și sisteme de irigații, așa, ce rezultate am avea? Superbe. Păi crește producția. Hai să vă explic ceva. O vindem deci afară. Dacă o vindem în Ucraina, numai prezența apei pe canal, fără să o folosești. Deci numai simpla prezența apei pe rețeaua de canalizare ajută agricultura în 30% fără să-i dai drumul să asperseze, să folosești apa. Înțelegeți? Duceți-vă în toată țara asta, toate canalele sunt uscate. Dar duceți-vă la facturi, că sunt umede. Au luat bani. Tot deci, ce spuneți trebuie este o oportunitate. Dovezi, orice criză poate fi transformată în oportunitate. Spun ceva foarte serios acum. Dacă Dumnezeu ne-a dat ploaie și o să avem o recoltă bună la toamnă, când Ucraina o să fie lipsă pe piața internațională de cereale, noi am putea să luăm caimacul, cum să spune. Noi oricum am avut o producție bună și anul trecut. Noi vindem pe degeaba și importăm pâine congelată. În Egipt, nu. Și produse finite. Asta e un mit. Este un mit. Nu e mit deloc. Nu e adevărat, doamne. Cea mai mare fabrică de panificație congelată în România. Din toată Europa. Este la Turda. E pe teritoriul României. E român, să știți. Și banii... Vrei să-i spun numele, dar fac publicitate. Da. Bun, e român, am înțeles. Deci eu am să verific informația, am să caut, să știi. La Turda, numele, că a fost acolo tot anul și vesea un audit. Așa, deci așa că mai ușor și importăm nici 6% din cât se consumă în România. La ce vă referi? Da, la pâine congelată. E corect ce spune. Deci la pâine congelată. Dar exportăm la preț de nimic. Aia cu pâinea congelată și eu am verificat, are dreptate. Eu când e... Să-i asunați-l pe domnul Aurel. 6-8% importăm, da. Bun. Acum că a lămurit-o. Nu, da, asta e... Am verificat-o și eu, că plecase după fentă și am verificat. Să vedem fabrică, e cea mai... modernă fabrică. Bun, păi dacă avem și fabrică de pâine congelată și nu mai care-i problema, exportăm cereale și importăm produs finit, atunci unde este problema? Da. De ce nu merg lucrurile? Mie mi-au rămas două pâini de vreo 2 săptămâni. Credeți că le-am aruncat? Că eu nu fac risipe alimentare. Le-am pus în congelator. Da, și eu congelez pâinea. Pe vremea lui Ceaușescu, când era pâinea pe cartelă, găseam pâine și puneam la congelator. O scoteam, o ungeam un pic cu ulei și o băgam la cuptor. Corect. Deci am trei momentele alea. Da? Deci noi nu vorbim aici de vai, criza alimentară. Voi facem multă risipă alimentară. Noi n-avem cum să murim de foame. Ce mai o să fiu la o conferință speaker tot pe criza alimentară și pe risipă alimentară. Noi ne batem jos de mâncare. Pentru că mergem flămânzi la cumpărături. Nu, pentru că nu suntem responsabili. Păi și în momentul în care ai prea mult, trebuie să dăruiești celui care nu are. Asta nu știm aici noi. Să împărțim. Eu dacă am o pâine, mănânc jumate. Jumate o fac, o dau celui care nu are.
Asta nu știm noi românii. Sau am trecut prin un șampanie, factură de 200.000 de euro pe litoral. E treaba lor, ea nu-s creștin. Nu-s creștin. 20.000 de euro a fost cea mai piperată notă de plată, dar într-un singur local s-a vândut șampanie de peste 100.000 de euro. Da. Păi, adică... statul cât a luat la ea 20.000 de euro? Și a luat acciza pe alcool și TVA-ul. Dacă are bani, de ce mai împrumutăm? Dacă îi alocăm unor programe precum cele despre care am vorbit, de ce nu se întâmplă lucruri? La dobânzi extrem de mari, de 7%, am înțeles, sper să nu fie adevărat. Luăm împrumuturi. O să plătească și copiii copiilor noștri. Exact. Domnul Cârciu, prietenul dumneavoastră, că-l invitați lângă... Noi eram în trei la un moment dat în emisiune. Da, în multe emisiuni. Da, am realizat multe emisiuni cu domnul Cârciu ca invitat, dar pe vremea când nu era ministru. Era mai maleabil atunci. Și când își dădea cu părerea referitor la acțiunile economice pe care le lua guvernul Cîțu. După ce a devenit ministru, domnul Cîciu n-a mai fost atât de prezent în studiul. Recomandarea mea pentru domnii politicieni este că nu ține o viață mandatul. Și e bine să fii cumpătat și atitudinea și relația cu oamenii, pentru că e efectul bumerang, se întoarce împotriva ta. De-aia la 4 ani... Sau când ajung acolo, uită de ce... Doamne, le reamintim noi de la 4 ani. Și să știți că, în general, acum să mă scuze, domnul, dar în general, ascultă ce spune partidul. Deci el ca individ... Partidul e în toate. Da. Domnul Coarnă, să știți că a fost deputat și m-au dat afară. Și a fost dat afară din PSD. Eu n-am ascultat și am fost dat afară. Deci, iată-l. Eu confirm ce spuneți dumneavoastră. N-am ascultat ce a spus partidul. N-ați fost cu minte, domnule Coarnă. Credite aveți? Că știți că indicele robor la 3 luni care rămâne în continuare cel mai folosit. Nu, nu mai am. Am avut, dar... Mă întind când mă ține plapul, niciodată nu m-am împrumutat la stat. Am avut credite, dar de data asta, slavă Domnului. Mi-am permis în tinerete să fac credite, dar le-am achitat în timp util. Toată lumea fuge acum de robor, toți preferă alt indice, IRCC, pentru că a crescut foarte mult. La începutul anului era, nu știu, 2-3%, acum a depășit acest prag de 5%, 5,01%, poftim? Parcă ziceau de 6% la televizor. 6% n-a fost niciodată roborul. Chiar a scăzut în perioada pandemiei, a scăzut foarte mult, motiv pentru care, da, există speculații și așteptări ale analiștilor ca el să ajungă la 6%, dar asta ar fi foarte, foarte rău. Noi trebuie să înțelegem ca cetățeni, cei care au credite, aceste găuri ale crizei financiare economice sunt acoperite tot de către cetățenii. Trebuie să acoperite de cineva. Și atunci de noi, cei de la firul ierbii, trebuie să le acoperim. Eu am preconizat această criză încă din 2019 trebuia să apară, dar a fost pandemia și asta e punctul meu de vedere. Mai fac și eu studii pe burse, analize de-astea, previziuni financiare, economice. A fost nevoie de 2 ani ca cineva să-și acopere anumite pierderi și să ia start. După 2 ani... S-a dat liber, s-a dat verde. Puteți să ieșiți voi pe stradă, ca soluții consum. Pentru cei care au credite care depind de acest indice robor, sunt două. Da. Mă rog, asta ar fi a treia, dar din păcate nu-și permit majoritatea să facă. Păi să treacă la indicele IRCC sau să negocieze cu banca trecerea la dobândă fixă. Să nu mai depindă dobânda de acest indice robor, care la urmă tot fixă, de se trebuie. E complicat. Păi decât roborul care crește e și ea și crește... E ca și cum mi-ați plafonat mie energia electrică în loc să mi-o plafonați de... la 2020, mi-ați plafonat la 2022. Domnule, comunicare, strategie în comunicare, deci, că eram și eu pe punctajele alea și, domnule, plafonăm. Și eu mă minunam, nimeni nu spunea unde, perversitatea și cinismul. Uh-huh. Aveau gura plină de români și de plafoane, dar plină. Da. Dar nu spunea unde. Unde. Era ala de sus. Au majorat prețul de 10 ori. De 15 ori și le-au plafonat majorat. La 1 leu pe kilo, da. Și mulți îmi spuneau, băi, din fabricile noastre noi suntem sub 1 leu pe kilo. Sigur că da. Și cu acum ce m-ai ajutat? Rând pe rând, atenție mare, până la consumatorul ăsta vulnerabil, fizic, persoană fizică, noi distrugem economia, distrugem mediul de afaceri, mediul economic, rând pe rând, capacități de producție pică. Dar asta vor, da, spus, da, după părerea mea. Ia uitați ce bine spune doamna și nu am vorbit vor. Înainte. E cu intenție de ce să-și dorească asta? De să fim asistați, o să vină domnul Ciolacu cu domnul Budăi, a cărui ziua a fost ieri, cu un pachet social fantastic, extraordinar, nemai văzut, nemai pomenit, cu un covric la 2 zile. Da, domnule, da, ți-am dat... Bine, acum avem 2 covrici pe zi. Cei 50 de euro la 2 luni se traduc prin 4 lei pe zi. Forțez comunicare, o să vă spun așa. Vă spun așa, ne-au luat oara cu ciorbă din față și ne dau cu vouchere, cât un polonic înapoi. De ce spuneam în octombrie că
decât să fie un stat care să aibă o societate asistată social, mai bine lasă mediul de afaceri să funcționeze, păi economia, ca noi să plătim cease, taxe, salarii. Mediul privat este coloana vertebrală a întregii economii. Că banii de acolo păi vin. Da, statul nu are decât să se împrumute și să încaseze impozite. Celalte și-au ajutat mediul de afaceri încă din 2020. Eu pe 4 aprilie 2020 am cerut la guvern, pompați bani acum în IMM-uri, în capitalul românesc, recapitalizați economia românească, tocmai și pentru a ieși bine din pandemie, că există și viață post-pandemie. Hai să vă explic cum am recapitalizat. Eu mă uit pe consumul energetic și l-am spune extrem de bine și de aplicat cum suntem noi economii. Am scăzut! Dacă la prima vedere, Doamne, e bine că avem energie 100%, curent electric, zic. Uh-huh. Am scăzut de la 9.000, 10.000 de megawatt-oră cât consumam la 6.000-7.000. Știți cât consumăm acum? Știți ce când de cât consumăm? 6.467. Știți cât producem? 7.800. Okay. Deci în momentul de față, da, acum când vorbim, exportăm 1.334 de megawatt. Ce vă spune 6.400 de megawatt? Ce vă spune dumneavoastră? Am închis economia. Scade consumul, noi dacă nu mai scade producem. Consumul, noi nu mai producem nimic, deci, închidem economia. Noi avem depozite de frig, da? Deci în industria alimentară aia sunt produse proaspete, ala. Fresh. Aia, și atunci ai nevoie de energie și de gaz. Energie în 1989? Mm. 21.000 de megawatt-oră. Consumam 21... Păi, mai Zlatnea, Galaciu, cât metalurgia. Punedoara. Metalurgia. Călăraș, câte aveam? Și, de fapt, industria de capacități aluminiu. De producție, noi am avut puterea instalată, dacă ar fi era de 21.000 de megawatt-oră. Atât era consumul, dar noi aveam o putere instalată mult mai mare. Mult mai mare, da. Pentru că și în momentul de față, doar hidroelectrica are vreo 7.000 de megawatt putere instalată, dar... Deci noi anul ăsta, din mediul de afaceri, am pierdut capacități de producție undeva la 2.500 de megawatt-oră. Dar acum, totuși, uitându-ne la cifrele pe care le avem, da? Exportăm curent electric. Da. Noi acum conducem mai, producem mai mult decât consumăm. Da. De ce? De ce nu se ieftinește? Nu. Exact. De ce nu se ieftinește? Asta e trendul. Suntem nu e trendul ăsta. Așa e tema. Independență energetică mai tema. La energie electrică referit. Da. De ce nu fac eu preț bun la energie pentru Azomureș, Târgu Mureș? De ce nu fac eu preț bun, preferențial? La Azomureș e nevoie de gaz. Azomureș e cu gazul, să știi, la îngrășăminte de gaz. De îngrășăminte. Da, să știți că și-au reluat activitatea și până la sfârșitul lunii mai. Ok, stați un pic. De ce nu-i dau eu gaze cu preț ieftin, preferențial, cu o singură condiție? Păi de ce, domnule? N-ai voie să exporti. N-ai voie să vinzi. N-ai voie să exporti, domnule Coarnă. Deci stai a ajutat și au vândut gaz. Au notificat guvernul din toamna trecută că își vor închide producția pentru că nu mai pot plăti factura la gaze, da? Și nu s-a întâmplat nimic. Oamenii au pus lacătul pe unitate. Îngrășămintele s-au scumpit de 4 ori. De 4 ori s-au scumpit îngrășămintele. Iar acum și-a rulat producția. Abia acum, în mai, s-a gândit cineva din să premembrii executivului mai să găsească o soluție. Cazul Târgu Mureș, Azomureș. Mult mai atent. Că eu zic că sunt și lucruri pe care nu le cunoaște. Da, atenție mare. A fost susținut de stat cu cotă de gaz și l-au exportat. Ascultați-mă, puteam să discutăm și de acord cu dumneavoastră. Sunt lucruri pe care nu toată lumea le știe în spatele ușilor închise, dar... Puteam să negociez acele condiții. Nu mai vinde gaze, știu ce vreți să spuneți. Îi puneam două condiții standardizate. Nu expus. Să facă, îi dau gaz pentru producție, pentru producția toată la intern. Da. Nu, puteam să facă altfel. Exact cum se fac cu rezervele de stat. Da? Tu îmi prestezi mie servicii. Eu îți dau gaz, tu îmi faci îngrășământ, eu îmi dau îngrășământul și sunt convins că puteau fi foarte multe variante, foarte multe soluții. Dar nu s-a întâmplat nimic. Și a închis porțile, abia acum au reluat activitatea. Și bun, dacă mai ar fi avem... numai acolo, mai am avut fabrici de îngrășăminte. În contextul ăsta în care totul este din ce în ce mai scump, știți cât a ajuns să coste un apartament de 38 de metri pătrați în Cluj? 38 de metri pătrați. Apartament. 200.000 de euro în campusul studențesc HD-ul. Și este semi-decomandat. Cât timp se amortizează investiția? Că asta e investiție. Cât e chiria pe luna acolo? 38 de metri pătrați? Nu știu cât este chiria, dar 200.000 de euro pentru un apartament de 38 de metri pătrați, avem și imagini cu el, la Cluj. Păi și are bucătărie? Are și bucătărie. Nu e garsoniera aia de 11 metri pătrați. Păi da, 38 de metri ce să aibă? Stai în picioare. 200.000 de euro. Asta înseamnă 5.000 de euro pe metru pătrat. Dormitorul are spațiu decât pentru pat. 5.000 de euro pe metru pătrat la Cluj. E mai bine îmi iau containere, le amenajez, le fac și etajate și mă duc acolo în campus și fac... Dar nu e bine să rămână ei cu investiția asta, cei care au... Dar se închiriază. Chiriile sunt foarte mari. Piața imobiliară
reflectă, mă gândesc, și contextul 200 economic. 200.000 de euro, nu, pentru că nu ar cere nimeni dacă nu ar și încasa. 200.000 de euro, 38.000 de pătrați. Eu când cumpăr un imobil, mă gândesc așa. 10-15 ani, închiriați? Cât este chiria? Dacă eu calculez chiria da. Pe 10 ani, 15 ani. Dacă se încadrează în valoare, îl cumpăr. Atunci merită. Nu. Corect. E foarte corect raționamentul dumneavoastră. Așa se și procedează. Dar văd că nu mai ține nimeni cont de el. 5.000 de euro pe metru pătrat. Fraiere, cine dă, nu cine cere. În centrul Bucureștiului, prețurile sunt undeva între 2.000-2.500 de euro pe metru pătrat. În centrul Bucureștiului. Și aici sunt mari prețurile, să fiți serioși. În centru, da. E ceva la Cluj care îmi scapă mie din vedere ce se întâmplă la Cluj. Campus Universitar. Păi și București Campus Universitar. Bine, cea mai veche universitate din România este la Iași. Este prima universitate. A doua este cea din București ca vechime. Dar n-am auzit de deci oferta 5.000 de euro pe metru pătrat. S-a mai construit în București. Despre criptomonede vreți să vorbim? Mai avem câteva minute din emisiune și e păcat să nu le spunem. Promiteți că facem data viitoare legea offshore în aceeași formație? Ne-am notat, uitați aici. Ne-am notat mi-a plăcut doamna. Domnul Coarnă. Da, aici, dar pe eu om de afaceri. Dacă serios, nu? Foarte aplicat. Am notat aici cu legea offshore. Bine, avem și o lege pentru onshore. Păi nu, că le-au amestecat, o să vezi că și pe sau. Nu, a zis bine. O să vedeți că în legea offshore au băgat și onshore, o să vedeți acolo. Că noi totuși exploatăm și... Ascultați-mă, dacă discutăm inițiativa offshore scrisă de juriștii OMV Petrom, pe care a sușit-o Ciucă, Ciolacu, Chelemen și cu Panc Bucean, o să vedeți că e și cu onshore acolo. Vă aduc eu toată legea. Să le spunem telespectatorilor că le-am promis că România este pe locul 43 în top 50 state cu cele mai mari câștiguri din criptomonede. Anul trecut, investitorii români au câștigat peste 772 de milioane de dolari. Statele Unite conduc, mă rog, nici nu ne mirăm, urmate de Marea Britanie, Germania, Japonia, China și așa mai departe. Deci uitați că sunt bani. În metavers. Cumpărăm în metavers. Când mă gândesc că în urmă cu... În lumi paralele. Cu 20 de ani cineva a plătit pentru o pizza, nu mai știu cât, 30.000 de bitcoin sau ceva de genul acesta, iar s-au acum... S-au cumpărat terenuri în metavers cu bitcoin. Nu știți? În America. Adică în lumea virtuală. Nu, dar chiar funcționează. Astral. Fiul meu are criptomonede și chiar funcționează, să știți. Foarte bine. Și cumpără orice cu ele. Să... Deci suntem pe locul 43 telefon, în lume. Cu ele. Iată un clasament unde suntem și noi cât de cât... Poate ăștia au plătit șampania în criptomonede, nu eu. Da. Haideți să fim serioși. Noi avem 4 milioane de oameni pregătiți, plecați în lumea asta largă. Oameni inteligenți, oameni deștepți. Și curajoși. Da, sunt și foarte mulți români deștepți. În câteva momente, doamnelor și domnilor, va începe emisiunea Subiectul Zilei cu colega mea Alina Eftimie. Bun găsit, Alina. Ce vedem? Bine te-am găsit, Alex, doamnelor și domnilor, vă aștept. În doar câteva minute discutăm despre noua alertă mondială. Cel care a prezis pandemia de COVID-19 face un nou anunț. Pandemia se întoarce și va fi mai contagioasă și fatală. Este anunțul de ultimă oră. Ce spun specialiștii de la noi din țară, vedeți imediat. De asemenea, vorbim și despre hepatita misterioasă. Vă spun că mai mulți copii sunt internați, bineînțeles suspecți că ar avea această nouă boală. Ce se întâmplă? Sunt spitalele de la noi din țară pregătite pentru o nouă pandemie? Aflați imediat. Sunt cele mai pregătite. Vedem, Alex, pentru că un fost ministru al sănătății intră în legătură directă cu noi și vedem ce ne spune. Discutăm și despre banii românilor, bineînțeles, dar și despre alimentul care a devenit un lux, vorbind despre cartof, căci despre el este vorba. Statul ajută îi ajută pe cei care cultivă cartofi, însă vedem și dacă acești bani sunt suficienți, pentru că vedem ce se întâmplă la noi în țară. Măcar încearcă statul român, așa cum poate. Mulțumesc foarte mult, Alina. Noi uităm la tine în câteva momente la emisiune. Păi, bucuria lui Arafat că se întoarce pandemia. Da, raport special se cam încheie aici. Se întoarce când vorbim. Da, păi exact, e întoarsă de el. Se încheie și vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Deci aceeași formație vreau. Da, în aceeași formație, domnule Coarnă. Am notat și ne pregătim săptămâna viitoare să venim cu acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. Rămâneți alături de noi.